de fapt, m-am și acceptat-o eu însumi, de a ne vedea în seara aceasta, să vorbim, să prelungim bucuria aceasta a zilor începătoare cu încă un cuvânt care sper să nu vă obosească prea tare. Am ales împreună cu părinții ca temă pentru, și împreună cu frații de la Oaste, ca temă a trăi biserica și din aceea că în ultima vreme o vedem tot mai curită. Ați văzut că în România, dacă spui adevărul, devii dușmanul câte unei comisii. Și atunci cred că e momentul să ne strângem în laulată, să dovedim că suntem biserică și din când în când, măcar în spațiul nostru în care ne trăim libertatea de a fi creștini, să ne putem permite să spunem că în ciuda tuturor aparențelor nu ne place biserica noastră. Că nu suntem împotriva ei și că tot ceea ce înseamnă prezența Mântuitorului Hristos în viața noastră nu vine doar ca un act civil. Că a spus că unii sunt creștini la 8 dimineața, bețivi la 10, lideri de partid la 12, la 2 curvari, la 4 șoferi. E schimb așa, ca și cum lucrurile în viață se pot schimba între două trenuri. Bine, mai nou pot să schimb sexul între Valea Bistriței dreapta, Valea Bistriței stânga, când traversez șoseaua pot să schimb sexul, că așa e mâine, poimine, dată legea, dar asta nu înseamnă că asta este normalitatea. De aceea, împreună cu părinții ne-am gândit să vorbim despre un lucru pe care noi îl uităm de foarte multe ori. Și anume aceea că învierea Domnului nostru Iisus Hristos se manifestă în viețile noastre nu doar prin faptul că suntem botezați și prin faptul că ne trăim botezul. Nu doar prin faptul că suntem miruși, ci și prin faptul că ne trăim mirunile. Nu doar prin faptul că suntem spovediți și împărtășiți, ci pentru că ne trăim spovedanii și împărtășiți. Că suntem creștini ai tuturor celor 7 taine, în ciuda faptului că, de exemplu, la chirotonie nu-i mult să-i accedem toți, dar din cei chirotoniți ne hrănim fiecare după aia. De aceea vreau să vă spun că seara aceasta am gândit-o ca o întâlnire cu povestea aceasta a Duhului Sfânt, care este biserica noastră. Pentru că Biserica Ortodoxă nu e născută doar din învierea Domnului Hristos, ci și din faptul că Duhul Sfânt a pogorât peste temătorii ucenicii ai Mântuitorului Hristos, făcându-i oameni de curaj, oameni care au lărgit limitele bisericii până la capătul pământului. E important să înțelegeți aceasta, pentru că mai nou văd că unii ne confundă, ori cred că nu ne știm istorie, ori cred că nu știm geografie. În zile trecute citeam un comentariu unui poet că de fapt fiecare de pe unde se naște de acolo își trage religia și că așa e firesc, că astea sunt prostii, mitologii. Păi, noi nu ne-am prea născut la Betlehem, poate că nici nu ne-ar fi plăcut să vin de acolo neapărat. Dar trebuie să recunoaștem că nici nu are buletin de Năsăul Hristos, nu? Sau de Bistrița, buletinul lui. Copil născut în Betlehem, crescut adolescent în Nazaret, încântat de Capernaum și răstignit de Ierusalim. E greu. Are niște level-uri cu aceste copii, niște nivele pe care le-a parcurs ca pe un data în binecuvântării sale. Ce înseamnă să ne trăim biserica? Înseamnă dincolo de a veni din când în când între zidurile ei, i-a luat locul bisericii acasă cu noi. În biserică nu se urmă. Se trapă, așa, câteodată la stradă, dar nu se urmă. În biserică nimeni nu ridică tonul la nimeni. Când zicem cu pace Domnului să ne rugăm, nu o face ca și cum ne-a certat cu Dumnezeu. Dacă facem așa, Dumnezeu zâmbește. Nu înseamnă că e corect, zâmbește, nu se supără. În biserică nu putem sta numai spate în spate sau numai cu spatele la celălalt. Nu-i loc doar de vorbit, e și loc de rugat. E și loc de muncit pentru foarte mulți dintre noi. Toate cuvinte, viața noastră poate fi definită prin tot ceea ce a dorit biserica pentru fiecare dintre noi în parte. Un dar continuu, din care ne putem naște mereu nașterea de sus. Care nu e întâmplătoare și nu este unică, ci o naștere continuă pe care ne-o pune la îndemână pocăința. Ceea ce a reușit în ultima vreme să facem din poporul român, am reușit să facem un popor care și-a pierdut înviere. Pierzându-și învierea, și-a pierdut nădejdea Duhul Sfânt. Pierzându-și nădejdea Duhul Sfânt, și-a pierdut calitatea de oameni ai bisericii. Popor construit și pentru biserică, nu doar pentru autostrăzi și spitale. Suntem mai mult decât un popor pentru autostrăzi și spitale. Suntem un popor care avem nevoie să traversăm istoria lumii, încadrați în ceea ce știm că este Hristos, biserica.
De aceea, gândul nostru din seara aceasta a fost mai mult o provocare, să încercăm să vedem în ce mod nu corespundem noi cu toate bisericii, dar în ce mod viața noastră este făcută una la întâlnirea cu Hristos. Și ca să-mi permit să vă provoc și mai tare la discuții, pentru că nu vreau să fie o conferință în întâlnirea noastră, ci o întâlnire între noi, să ne povestim unii altora. Vreau să vă citesc un prolog la o carte care are un titlu superb, Vinovăția Bucuriei. În ultima vreme, câțiva dintre colegii mei care confundă organul de oțet cu biserica și care se opătesc că dacă nu ești bogoșar, oțetit, nu ești duhovnicesc, m-au provocat nu să-mi găsesc argumente, ci să deschid ochii și să înțeleg că una e să zâmbești acru ca prepenița în bostanii mușcați și alta e să zâmbești verde și sănătos ca un om care se împlinește în Hristos. Și am găsit un text pe care am să vi-l citesc cu bucuria aceasta descoperirii. Sigur că l-am citit de vreo câteva ori până sâmbătă noaptea când pregăteam predica pentru duminică, stătea și mă frământam zic, nu, acum ce mai zic? Nu plătui de zis de femeia nimic, Doamne ferește, dar ce zicem în plus? Și am găsit următorul text pe care să vi-l citesc cu toată dragostea și pe care să pătim parte integrantă a întâlnirii din seara aceasta. Incapacitatea de a te bucura este izvorul unei credințe false, sau mai curând, tăgăduirea bucuriei. În vreme ce bucuria este absolut esențială în credință, deoarece fără îndoială, ea reprezintă rodul prezenței lui Dumnezeu. Nu se poate ca cineva să știe că există Dumnezeu și să nu se bucure. Numai legate de bucurie, frica de Dumnezeu și smerenia sunt corecte, autentice și roditoare. În afara bucuriei, toate devin demonice. O foarte adâncă denaturare a oricărei experiențe religioase, o religie a fricii, o religie a falsei smerenii, o religie a vinovăției. Toate sunt ispite și curse cu adevărat foarte puternice, nu numai în lume, ci și în lăuntru bisericii. Oamenii ghilimele, religioși, din ghilimelele, într-un anumit mod privesc bucuria cu suspiciune. Cel din tâi și principalul izvor al tuturor lucrurilor este acel binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Frica de păcat nu ne izbăvește de păcat. Mai zic o dată. Frica de păcat nu ne izbăvește de păcat. Frica de radar nu ne izbăvește de radar. Piciorul pe frână ne izbăvește de radar. Deodată. Ceea ce ne mântuiește este bucuria întru Domnul. Un simțământ de vinovăție sau de moralism nu ne eliberează de lume și de ispitele ei. Bucuria este temelia libertății în care suntem chemați să stăm. Unde, cum și când s-a denaturat și s-a tăcit această atmosferă a creștinismului, sau mai degrabă, unde, cum și când creștinii au început să devină surs la bucurie. Unde, cum și când biserica, în loc să-i slobozească pe oamenii cei chinuiți, a început să-i terorizeze și să-i găzească în mod sadic. Oamenii vin necontenit ca să ceară sfaturi, astăzi la ora 7:30 de dimineață, spovedanie, discuții. Patru oameni cu probleme fără să iau în calcul întâlnirile pe care le am mai târziu. Și o anumită neputință sau o falsă rușine mă reține să le spun. Nu am nici un sfat să vă dau. Am doar o bucurie plăcuită, gata să se surte, dar pentru mine este totuși o bucurie neîntreruptă. O vreți? Nu o vor. Vor să vorbească despre probleme și să discute despre soluții. Nu a existat o mai mare bucurie, mai mare biruință a diavolului asupra lumii decât această religie psihologizată. Orice găsește psihologie, un singur lucru este pentru aceasta de neînțeles și cu neputință. Bucuria. Dacă am măsura ortodoxia bucuria pe care o dăruiește, trebuie să recunosc că am avea foarte mari probleme de interpretare. Unii cred că biserica nu înseamnă asumarea și validarea fericirii. Ați auzit la televizor, în ultima vreme au făcut studii, Banca Mondială, cercetătorii britanici, ba chiar de România am luat o razna și nu poți să fii un teolog bun dacă nu treci prin furcile caudine ale câte unei cercetări în domeniu, de parcă ai putea să cercetezi adâncimea sufletească a unui om
sau parcă ar fi mai important să scrii într-o limbă de neînțeles nici pentru păsări, câte o jumătate de pagină, mai mult decât să spui viața petală pentru aproapele tău. Dar oricum, constatăm în ultima vreme că suntem din ce în ce mai proiectanți. Biserica se pierde uneori în proiecte. România e înțepenită în stare de proiecte. Vreo 20 și ceva de ani construit la autostrăzi între Bistrița și Năsăud, cred că nu zboară avioanele cât autostrăzi aveți între Bistrița și Năsăud. Toate astea se vedeți ca fi false. Fericirile care sunt vândute, cel mai alt, cel mai bun detergent, cei mai buni ochelari, aproape că nici nu mai avem nevoie de 8 la câți ochelari mi se dau. Cea mai bună televiziune, cea care nu minte niciodată, minte tot timpul și atunci nu se simte că spune adevărul. Cele mai bune ziare, totul este la modul acesta al absolutului mincinos. În Hristos nu e așa. În Hristos fericirea poate veni uneori de la zâmbetul unui om pe care nu l-ai văzut niciodată zâmbind. Sau de la mirosul fetid al câtunei salon în care totuși se vindecă cineva și pleacă mai departe. Țineți minte ce greu e câteodată când e câte un copil bolnav și nu mai știi ce să faci și ea, dintr-o dată, copilul vomită. Totuși nu-i nimeni mai fericit decât un copil care a avut probleme cu stomacul și vezi vomitând că scapă de greutate. Noi am confundat de foarte mult fericirile cu lucrurile curate, distinse. M-am uitat cu groază ce case mari ne facem, că nu o să le mai avem cu ei de lăsat. În curând, pe ecrane, filmul românesc, Fantomele nu se întorc. Cum te duci prin țară, prin sate de ale noastre, sănătoase altfel? Constați că se fac niște case, numai aeroport și piscine suspendate de neaniță. Pentru nimeni. Investiții care stau atârnate de cuvântul fericirea de a avea o casă în țară. Mi-au zis-o foarte des românii de peste votare și eu le spun pe timp, veniți-vă în fire. Și stai să te gândești dacă nu cumva am început să calculăm greșit fericirile. Ce fericiți suntem noi așa când vedem copii care termină facultatea, ajung doctor, ajung inginer. Ferească Dumnezeu să ți se spargă o țară, că nu mai ai niciun copil ai căror părinți să fie fericiți că sunt instalatori. E nemaipomenit că ne luăm mașini. Beton. E plină România de mașini, noi nouțe. Te duci la service și nu prea mai ai fericit de acolo. Ești foarte fericit când intri într-un restaurant luxos, excepțional, deosebit de bine făcut. Și vine chelner după 45 de minute. N-are chelner. E bine, dincolo de glumă, înțelegeți bine că faptul uman e necesar în toate și că fericire nu înseamnă a stat tot timpul în vârful muntelui să te bată vântul. Fericiți sunt și cei de la mijlocul muntelui, care abia urcă. Fericiți sunt cei de la poale, care privesc de departe muntele. Sunt cei care văd muntele doar cu ochii minții. Nu suntem siguri că Eminescu a călcat lângă mare ca să cânte atât de frumos mare. Nici Coșbuc n-a fost în Nirvana înainte de a vorbi de ea. Observați sunt fericiri care ne depășesc și pe care nu reușim să le luăm de nicăieri. Și atunci, cum validează Biserica fericirea noastră? M-a întrebat cineva dacă putem da o definiție a fericirii. Și am zis, nu. Putem da 9 definiții ale fericirii, care sunt cântate la fiecare liturghie. Sunt cântate în fiecare liturghie folosindu-se o cheie, o cheie de comunicare într-o împărăția ta, când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Dacă toate fericirile pe care le propune Biserica și lumea, dacă nu sunt validate de intrarea lui Hristos în împărăția celor, nu sunt nimic. Pentru că Domnul Hristos ne deschide raiul pentru aceea tot ceea ce săvârșim poate deveni fericit. Și smerenia, și răbdarea neadevărului. Pentru că, de fapt, cei ce luptă pentru dreptate pot răbda neadevărul. Asta este tema fundamentală pe care o vede acolo Sfântul Ioan Gură de Aur. Observați că nimeni, cum să fii fericit și să nu furi? Ori fericit ești dacă nu furi ca să ajungi fericit. Ceilalți sunt bucuroși, veseli, dar după alt ritual și altă veselie decât cea pe care o vede Dumnezeu. E fericirea aia care e mahmură dimineața. Te doare capul când te trezești la realitate.
Dar nu înțelegi unde să o spui și unde să o pui atunci când constați că nu este fericirea adevărată. Apoi, fericiți sunt cei care nu se mint. Nu cei care mint. Ei sunt fericiți în felul lor. Unii au salarii bune ca să ne mintă continuu. Ceilalți care nu se mint sunt fericiți pentru că niciodată nu ascultă minciună. Pentru că nu te minți înseamnă nu îngăduiești celălalt să te mintă în aceeași măsură în care tu însuți nu minți. Observați ce fericit aproape de nebăgat înseamnă. Trecând dinspre rechi, dinspre bisița, mă gândeam, oare o fi fericit pământul nostru nelucrat? Se mai văd încă vechile terase de viță de vie. O fi fericit livada din care a scos pomii și i-am aruncat pe foc? Or fi fericite lucrurile pe care încercăm să le facem neînțelegând de ce le facem? Or fi fericiți bătrânii singurați cu toți cei plecați de acasă care le transmit salutări în fiecare seară, vă rog pe ei. Le spun ce realizări excepționale au. Nu mai mănânc o înghețată, de două. N-au un singur geam la cameră, au patru geamuri la cameră. Adică fericire absolute. Observați că dintr-o dată fericirile se reduc la lucruri mult mai simple decât bani. Nu sunt atât de complicate. Și dacă vreți, una dintre marile fericiri pe care Biserica vi le propune este exact simplificarea celorlalte fericiri. Și atunci cine ne poate ajuta, o să spun? De aceea vă spuneam că în seara asta vorbim despre cum să ne trăim Biserica. Cum să ne asumăm Biserica. Nu doar cu o prezență duminicală. E foarte bine și așa. E fain să vii dimineață la 9 și un sfert, pe ce ai băut cafea, te-ai uitat la știri, ori pe iPhone, ori pe televizor. Dacă zici că totdeauna ne scutim și zicem am așa o gol în stomac, nu mă pot duce ăsta la Biserică. Dacă mi se face rău, că la Biserică nu e aer, nu avem aer condiționat, nu avem un fresh de portocale acolo în spate, ca la celelalte biserici, ne dăm fresh în față, știți? Constați că te duci duminică dimineața și uneori chiar și așa, ești cu cureaua strântă, ești foarte profitabil. Dar constați că nu mai e pe cine cu cine da mâna, că nu prea mai înghiți nici pe din față, nici pe din spate. Uite la asta cum e îmbrăcat, uite la asta e prea dezbrăcat. Popa ăla e prea mic, popa ăla e prea mare, ăla e prea chel, ăla e prea păros, ăla e prea slab, ăla e prea gras. Icoana e prea verde, becul ăla e prea stins. Lumânarea e prea dreaptă, bă, uite-o cum se înmoaie. Punga de mulțumit, duminica nu e duminică. Și atunci, de fapt, chemarea Bisericii e să faci duminică din fiecare zi. Să constați că lucrurile pe care le faci în fiecare zi sunt într-o legătură intimă unele cu celelalte, cum se așează mărgelele pe un fir. Că nu poți să ai niște mărgele frumoase dacă aici e perla, aici e baba de cucuruz. Aici e baba de fasulă și mai încolo mai pui o perlă. Lucrurile ca să fie constante și frumoase, ori mai bine faci numai din cucuruz tot lanțul, ori ca o să faci să pui două perle înainte să fie de valoare. Hulpăveala după Dumnezeu nu există. Pentru că Dumnezeu nu se dă pe bucăți mari. Nu se închide cu heirul. Eu mă încred că tinerii studenți pe care îi trimitem în parohie, care ei cred că duc tot satul în rai în 20 de zile. Și le atrag atenția, atenție, că rai nu intri decât după ce mori. Orice tentativă de a trece de satul e crimă din culpă. Lăsați-i încet pe toți în ritmul lor. Nu toți sunt campioni mondial la ciclism. Unii se uită doar la televizor la ciclism. Asta nu înseamnă că nu le place ciclism. Fiecare cu darul lui, cu starea lui, cu binecuvântarea lui. De aceea e important, poate mai mult decât oricând acum, la 100 de ani de Românie, să înțelege că înainte de a fi stat unitar, că vom fi noi de stat și că vom fi de unitar, mai înainte a fost o biserică unită în liturghie. E foarte important să reținem acesta. Cu mult înainte de a avea capitala București, fiecare avea capitala în Sfântul Altar. Toate gesturile României de dimineață, de duminică dimineață, erau aceleași. Toate satele se trezeau la aceeași oră, la aceeași oră mergeau în liturghie,
Aproape la aceeași oră se băteau clopotele, la aceeași oră pogora Duhul Sfânt peste România. Vă chipuiți ce punct de aterizare a Duhului Sfânt e liturghia duminica, când preoții zic, că te chemăm, te rugăm și cu milință la tine vedem, dacă am avea un ecran pe care să se vadă cum vine Duhul Sfânt, oare n-am fi un pic mai optimist, mai nădăjduitor? Că ne tot uităm la alte ecrane care ne arată cum pleacă Duhul Sfânt de la România, cum e umilit Duhul Sfânt în România. Mai nou ați văzut că avem o personalitate marcantă a unei televiziuni care are probleme cu micțiunea pe ortodoxi. El nu e cazul să caute urologul la el, e caz de patologie psihiatrică. Și atunci te întreb, s-a și prefăcut o vreme, foarte multă vreme, a jucat, s-a prefăcut că este Vișinescu până a ajuns ca el. Că e o boală, nu-i? Popii de aia seamănă între ei. Că încearcă să facă tot timpul ca Hristos și ajung ca el. Încep să semene între ei. Ăștia te caută să semene cu personalități marcante ale comunismului, încep să semene cu ei. Ba unii care depășesc prin imaturitate, prin lipsă de respect, pentru că modul de a trăi biserica nu ține doar de zidurile bisericii sau de spațiul în care ne mărturisim a fi biserici. Să vă dau un exemplu. Într-o bună dimineață, când plecați așa să cumpărați la piața Căpșuni, că o să ajungă și la vizita Căpșuni românești, nu doar din China, Japonia și alte țări pline de Căpșuni, principalul importator de Căpșuni din lume, veți vedea că trece pe lângă noastră câte un copil care cere mamei câte ceva. M-am distrat copiul să duc la diserie într-un magazin în care fetița îi cerea maică-si pe rând toate ciocolatele de acolo de pe raft. O înțeleg pe cuștoaică. O înțeleg. Dar cum arată pe din afară ciocolatele de mâncat. Până când maică-sa întreabă ce, dar nu vrei mai bine o prăjitură Nero? Păi, doamnă, dumneavoastră vă dați seama cum sună chestia asta în capul ei. Dar copiii au tendința de a cere câte ceva. Și nu primesc decât rare ori, până nu fac ei acolo câteva scheme de judoka pe teren, sau nu tractare de noi, sau nu transformă raionul într-un spațiu al pavarotismului copilăresc, nu prea văd în seama. Și veți constata că unii țipă tare, alții țipă mai încet, unii se dau în stampă, alții nu. Dar cei care câștigă cel mai mult de la părinți sunt cei care tac. Cei care au o discuție adâncă cu părinții înainte de a ajunge la magazin. În timpul zilei la servici, când merge sau pe stradă, au zis, toată lumea vorbește cu la dumneavoastră. E un zgomot de fond, așa. La servici, cel puțin, domne, bârfologia este la mare talent și dacă nu-i vârf, ai Facebook-ul, dacă nu-i Facebook, e mail-ul, dacă nu-i mail-ul, se aude câte un radio, dacă nu-i câte un radio, se aude câte un televizor, unor pe două canale adverse, tocmai ca să creăm și mai mult sentimentul de bine și de liniște, când de fapt noi n-ar trebui decât să învățăm să trecem. Într-o lume care se pierde în vorbe, n-avem decât a ne trecea cuvintele. Pentru ca Dumnezeu să se așeze în inima noastră, nu e nevoie să facem gesturi bruște. Cum ar fi ca toți preoții duminica la liturghie să-i ceară din coace și bagă de seamă de situație. Ori, modul acesta de Dumnezeu de a nu avea nevoie de gesturi bruște, ar trebui să ne învețe. Ortodoxia nu e pe gesturi bruște. Ca ne trăi biserica înseamnă a ne trăi cu discreție vieții. Cu discreție luminoasă. Că mai avem unele cu discreție pe care caută băieții de la DNA și după aceea sunt supărați că toți au dosar politic. Observați ce diferență între oamenii care se ascund când fac rău și oamenii care se ascund când fac bine? Simțiți când v-ați ascuns să faceți un bine. Să puneți în oala de sarmale mai multe sarmale și pentru feciorul cu care tatăl să nu vorbește. Sigur că n-am în cazul de genul ăsta, sunt rezolvate toate. Dar când ați vrut să dați un ban în plus la sărac, ați strâns pe ascuns. Încercând să nu suferi ceilalți că aveți un exces de milostenie. Toată lumea comentează de hainele preoților. Ca
Sigur că nu sunt Armani și nici Gucci, sunt simple și mă gândeam de câte ori n-am văzut oameni săraci. Din puținul lor au preferat să cumpere fie și un petec de lumină de pe veșmântul preotului, decât să dea un ban pe veșmântul de întuneric al lumii. Nu comentăm că fumează oameni, că beau, că dau minte și iau minte sub diferite forme, ci comentăm că oamenii vor să facă bine, vor să arate un bine altfel lumii, un alt soi de împărăție a lui Dumnezeu. Observați că taina aceasta, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel, că e mare în Hristos și în biserică, referindu-se la nuntă, ne obligă să înțelegem că toată biserica nu e decât o nuntă. Noi tot timpul în biserică suntem ca niște nuntași. Tot timpul flămâni, am mâncat și am bea. Dumnezeu ne zice, dar noi am bea. Dumnezeu ne explică, noi am mâncat. M-aș fi gândit, dacă ar fi fost inventată pizza în vremea Mântuitorului, cum suna în Evanghelie că a mulțit Dumnezeu pizza? Să-i vedeți pe oameni duhovnicești. Era cu cârnați sau vegani? Sigur că traducerea ardeleanească, muza era cu cârnați. Ce să fac ardelean cu vegani? Observați că dintr-o dată biserica iar, că dacă reușim să trecem dincolo de gesturile de curtoazie ale Mântuitorului, vedem că El ne înțelege, că nu e împotriva noastră. În ultima vreme, cred că ați auzit de mii de ori, eu ascult des criticile și comentariile prietenilor bisericii. Ce prostii scotinite doar în cap. Măcar să fie niște croitori buni, dacă tot lucrează cu materialul clientului, să nu-l taie tot. Au inventat o felul de povești, uitând că biserica nici ce spun ei despre ea că este și ce a spus Mântuitorul că este biserica. În biserică pâinea se înmulțește în continuare, în ciuda aparentului. Suntem un popor sărac care mâncăm multă pâine. Dovadă, ca să o mulțim, nu o mărim, ci o micșorăm. Da? Când aduci 30 de prescuri, pare imposibil să hrănești din 30 de prescuri 2000 de oameni. Pune în valiu că se hrănesc 2000 de oameni. Că dintr-o bucățică mică de anafură te satul mai mult decât dintr-o ciorbă multă, le-ați trăit? Sunt convins că le-ați trăit. E mai important o cură de împărtășanie decât un fluviu de cafea cu lapte. Lumea nu înțelege că în sine cantitativul pe care îl urmărește nu e în măsura bisericii. Cum măsoară biserica, de exemplu, sau cum poți măsura zâmbetele din biserică? Avem un harometru, un zâmbometru, un... E nevoie tot timpul niște timp. Am citit în preajma Paștelui, imediat o domnișoară era foarte supărată că ce biserică e asta care te obligă să te murezi la slujbă cu microfonul în mână? N-am să fiu obraznic aia cu microfonul, cred că era dintr-o depresie anterioară la domnișoară. Dar era foarte... M-am uitat foarte atent, că de ce Paști e ăsta la care stai murat în afara bisericii să asculti slujba? Păi eu mă puteam trebuie să uitându-mă bine, pe altă așa că n-a preapărat în România. Ia și trimis un mesaj de ceară. Vă rog frumos să mă dați să mă deranjez. Cred că erați la provări. Vine aproape. La înviere, n-a aproape. Pot cu Petre în contare. Toate astea zice, am intrat în biserică și așa se rugau pentru conducătorii țării, citând penia asta. Eu tâmpenie de 2018 ani. Adică niciodată biserica n-a făcut altă. Nero e decapitat pe creștini și iar de aia creștinii se rugau pentru Nero. Asta dă tăria bisericii. Că face lucruri pe care oamenii care din când în când o ating, nu pricep. Nu pricep și gata. Cum să priceapă un om care tot timpul stă cu gândul cum să ia bani și cum să facă bani, și care crede că fericirea fundamentală este să faci bani, intri într-o biserică în care nu faci bani. Lor li se pare că facem bani. Eu ne-am spus, vă rugăm, sunteți invitații noștri. Ba chiar ne-am recomandat colegilor mei toți să-și plătească renumita 216, 12, 14, Dumnezeu nu mai știe cât e, că după ce plătim toți impozitele, ce o să mai zic? Ce o să mai zic? Din toate am conștientizat, odată am spus că nici eu nu știu întotdeauna ce. Vă dau un exemplu. Lumea o să vă spună că fericirea unui om este să fie cât mai sănătos. Așa este. Fără îndoială, să fii sănătos, e chiar o fericire. Din ce în ce mai rar.
Nu se poate să te întâlnești cu un medic prieten pe stradă să nu constate că ai ceva. Dacă ai un medic dușman, ai murirea, ești gata mare. Dar eu stau și mă gândesc, dar nu e o fericire și să treci dintr-o boală și să te salvezi? Sau să vezi oameni ridicându-se din boală și mergând mai departe, fără foarte multe aparate și fără multe medicamente? Nu e impresionant să constați că un om moare la vremea potrivită? O să spuneți, care e vremea potrivită? A, la care moare. Unul dintre părinții bisericii spune, nu fiți supărați. Lumea vă invidiază pentru neveste, pentru casă, mă rog, pentru neveste pe bărbați, femeie pentru bărbați, pentru haine, pentru mâncare. Nimeni nu vă vrea moartea voastră. Lumea v-ar vrea casa, v-ar vrea mașina, ceasul, bastonul părintelui, barba popii, chelia, zică că unii, da, trebuie ce? Păi, dar nimeni nu-ți vrea moartea ta. Nimeni n-ar vrea moartea ta. Ori, biserica ne obligă să fim atât de atenți la celălalt, încât să preferăm să murim noi în locul lui. Preoția este o moarte de treabă lui Hristos. Am scris-o ieri și ne-am spus, dar în România avem codul roșu de centenar. Intrare în șpiț de 100 de ani de România. Lor le mai trebuie un an de mandat. 2 ani de mandat. Le mai drag mandatul decât țara. Indiferent. Și din stânga, și din dreapta. Și de sus, și de jos. Așa ne-a pălit Dumnezeu cu oamenii pe care i-a dat. Și le-a spus atunci, și o susțin, la codroșul de centenar, singurii oameni care prăznuiesc, de fapt, centenar, sunt cei care intră în biserică. Ce treceți pe morții, pe pomenicul de morți? Nu sunt și bunicii și străbunicii? Știți că jumătate din ardeleni care funcționăm încă, avem, sigur, în pomenicul familiei, câte un os care a străbătut câmpia libertății? Sau câte o unghie care a semnat la 1 decembrie unirea? Sau câte un umăr căzut prin Galiția cu 2 ani mai devreme ca să învățăm ce înseamnă să ții țara aproape? Că n-avem nicăieri în România vreo familie din care să nu fi murit cineva ca România să fie mare? Care e singura instituție unde intrăm cu toată această bază de date? Îmi pare rău. Dacă mergeți la alimentare să spuneți, vă rog frumos, dați-mi 1 kg de salam, că am un unchi care a murit la Stalingrad, se uită femeia ce? 1, 2. Dacă mergem la primărie și spune, doamne, n-am bani să plătesc impozit, dar am un bunic care a murit la porțile Năsăudului, apărând cu pieptul lui demnitatea noastră, ne pare rău. Dar intrați cu toți morții în biserică și veți vedea răsplata. Am rămas vii. A rămas cu Hristos în mijlocul nostru. A rămas reancorați, dacă vreți, reabilitați, de fiecare dată, prin taina aceasta a trăirii bisericii noastre. De aceea revin și vă spun, e frumos să trăiești biserica. Observați că ea nu-i numai despre Scriptură, nu-i numai despre viață, nu-i numai despre sănătate sau despre boală. Pentru că fiind mod de viață, biserica e tot. E lucrul acela care, sau e modul acela în care toate lucrurile din jur se fac lumină. E, dacă vreți, o dimineață a învierii fără de sfârșit. Ne place că suntem tineri, că suntem în floarea vârstei. Da, e frumos. Dar în zorile, după ce nu mai ești floare, dacă n-ai rodit, ce îți rămâne de dat? După ce ți-a cherit, s-o scutura floarea. Și dacă n-a rodit cel în amintirea frumos, unde ați văzut vreodată amintirea frumos? Doar așa, că închidem noi ochii și ne aducem aminte de diveziile de altă dată. Dar amintirea roadelor, toți ne aducem aminte de cel mai bun măr mâncat în viață. Cea mai bună pară pe care am văzut, poate nici n-a fost în mâna noastră, de obicei cea mai bună pară în mâna vecinului. Nu? Deci observați că dintr-o dată toată viața noastră nu poate suporta doar comparații, ci și lucruri care se întâmplă cu adevărat. Vă îndemn să stați aproape de biserică. Să încercați să înțelegeți
chiar că nu suntem de înțeles preoții și episcopii noștri. Cum a rezistat poporul acesta unit 100 de ani, în ciuda faptului că nu e în stare să facă echipă între două garde? Cred că suntem printre puținele țări din lume care ne dăm judecată, ne dăm în judecată pentru gardă dintre case. Ne hrăbărim pe câte o jumătate de sapă de pământ. Țineți minte după 90, cum expandau știrile cu tați care își băteau piciorii, piciori care își trăgeau de ureche tații, cu divorțau oamenii între ei pentru câte o jumătate de pământ, ca să știți că Ion nu a rămas doar un deloc o zrebreană, o cam virusat. Așa că Ion e chiar liniștit. E bine, e vremea aceasta în care s-a păgânizat aproape totul. Nu mai suntem oameni, suntem cifre, nu mai suntem vecini, suntem puși cap în cap de foarte multe ori. Suntem foarte des arestați de preocupările noastre și simțim că nu mai existăm în afara lor. Sunt unii oameni care trăiesc doar pentru că sunt funcții. Câte vreme sunt funcții, vedeți pe stradă, soși, comandante. Și dacă e șef de mătură la gunoieri, e șef. Și asta contează. Scoși din priza funcției, nu mai sunt nimic. Avem o singură funcție din care nu ne poate nimeni demite niciodată. Funcția de oameni ai lui Dumnezeu. Vă rog, luați-vă în serios funcția aceasta. E funcția pe care vă dorește biserica și să-i oftice un pic pe cei care cred prea mult în funcțiile lor. Să știți că vă iubim, nu pentru că sunteți contribuabili bisericii, cum aici Domnul Cristian Tudor Popescu, dânsul cred că iubește contribuabilii la salariul lui. Noi, ca întotdeauna, am trăit cu aer. Vreau să aveți convingerea asta. Nu sunteți o turmă necuvântătoare. Când vreți, cereți. Când răbdați, bucurați-vă. Când vi se întâmplă să fiți înfrânți, luați-vă inima în dinți și ridicați-vă. Pentru că, indiferent care ne este viața, momentul final, neinvidiat de nimeni, ne este moartea, iar primul de după moarte este cel mai invidiat moment dintre toate. Învierea și așezarea față de față cu Hristos. De aceea, trebuie să ne comportăm ca niște candidați la înviere. Ca niște oameni care le pasă de învierea lor. Care le pasă că viața lor, așa cum e, bune și rele, reușite și nereușite, goluri și ratări. E o viață din care se pot apropia sau prin care se pot apropia de Hristos. Luați-L pe Domnul și plimbați-L pe străzile Bistriței. Nu e umilitor. Dincolo de un oraș frumos, sunteți niște oameni frumoși. Nu vă mai rușinați că nu vă ies toate ca la carte. N-am văzut copil să fac poate fi crescut după cartea roșie, mama și copilul. Decât dacă îi montez niște șuruburi în plus, să corespundă în totul tehnic gândirii celorlalți. Vedeți? Mântuitorul nu ne cere să corespundem gândirii Lui despre noi, ci ne cere ca gândirea noastră să se apropie de gândirea Lui și bucurându-se de lumina din ea, propria noastră gândire să devină lumină. Dacă suntem anghilozați în ceva în ce privește trăirea noastră biserică, este anghilozarea noastră nefericită, nefericită în statutul acesta de mobilă în biserică. Refuzați să fiți bolovani acolo unde vi se cere să fiți pietre vii. Refuzați să fiți vitrină acolo unde vi se cere să fiți icoană. Refuzați să fiți simpli spectatori acolo unde vi se cere să fiți în miezul acțiunii. Personaje. Când este preotul, zice, pace tuturor, nu zice, pace doar celor care înțelegeți ce înseamnă pace. Sau doar celor care mărturisiți exact ce spun eu. Ci spune, luați pacea și construiți-vă din ea
bucuria de a fi fericiți. Singurul mod în care biserica ne validează fericirile sunt momente dintre acestea în care pacea plutește peste noi. Sigur că acesta e doar pretextul la povestea din seara aceasta. Aștept întrebările și dacă nu le psihologizăm prea tare, aia cu femeia în biserică e lămurită, da? Da? Și cu relația între bărbat și femeia, lămurită de 1002 și pe YouTube, votați YouTube, minutul 14, da? Dacă sunt cu adevărat întrebări care vă macină, haideți să le lămurim împreună. Am privit la Brașov, una dintre cele mai grele întrebări din viața mea, n-am să răspund care e. Nici astăzi nu reușesc să le răspund, pentru că încă n-am murit. Sunt întrebări la care nu putem răspunde decât după moarte. Puneți-mi întrebări când sunt eu, bine, despre lucruri pe care le poate răspunde un om viu, un om cu pătate și prost, care din când în când le limedește. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc că în seara aceasta nu ne-ați lăsat singur și vreau să vă mai mulțumesc pentru ceva. Am văzut cum veneați către biserică și am zis, nu-i mărturie mai frumoasă că un râu poate urca muntele decât asta în care oamenii se înalță pe munte, călcând peste grijile zilei. Știu că ați venit că sunteți obosiți și triști și nu importați și că pare că viața e sfârșită. Ridicați-vă frunțile și priviți atent înainte, dincolo de candelabru mai sus, deasupra iconostasului stă crucea prin care Hristos Domnul ne-a trăit. Vă mulțumesc! Și Părinte, ați întâlnit vreodată în slujba dumneavoastră preoți care și-au dat papucii, haine, sacou, sau pantonul unui om sărman și-au mers de scurs, sau mai dezbrăcați până în casă? Da! Da! Chiar nu. Asta cu sacoul la popă nu prea merge. Poate Părintele Pintea că era funcție de stat. În picioare la bibliotecă. Da? În general, copii știți că umblă cu... Mi-am mai zis odată mie un procuror care ancheta un student de-al nostru, ce Părinte, am auzit că v-a luat studentul dumneavoastră de reverele haine. Și am zis că eu umblu și noaptea în reverendă, dacă vezi un rever la haine, mea ți-l dau. Dar știți că am fost să le dau, să dau și reverendă la un dar n-a pus pe ea. De ce? Cum vă explicați că vor numai papucii copii? Nu și nopțile nedormite. Despre Părintele Galeriu se spune și știu pe ea, așa că și-a dat pantof într-o iarnă, atunci ca student. Iar dintre studenții care și-au trăit facultatea la Sibiu, să știți că noi avem amintiri în care ne-am dat unii altora și celor din afara facultății, foarte. Știți, eu vreau dându și haina de pe ea, am văzut, dar oameni simpli, nu pe ea. Sărac se dea la sărac, mai rar în ultima vreme. Ne-a luat dracul și sărăcia. Își bate joc și de sărăcia noastră. Am ajuns să avem sărăcie pe carte. Cum se întinde la noi să dăm un ban? Ce nu poți, că nu știu PIN. Da? Vreau să vă rog un lucru. Dacă vreți o țară în care preoții să fie milostivi și buni, nașteți-i, creșteți-i. Cum ajung copiii la liceu, povestea un profesor de psihologie foarte bun. Povestea foarte amplă că în momentul în care copiii ajungeau la școli de seminar, la facultăți, tot timpul îi treceau ceilalți, hai mă, la o băută, lasă citit, lasă cartea, uita. Parcă se bucură să te tragă în jos. Poate să bucură să se te tragă în jos. Cât e cât un copil cu minte, cât o clasă, tot sunt pe el. E ciuca bătrâni. Într-o facultate, ferească Dumnezeu să înveți. Doamne, dacă înveți, n-ar fi pe el. Trebuie să fii omul cuiva, cupin fundistul cuiva, lingău mai multora dacă se poate. De unde să învețe țara asta de militare? Și preoții seamănă cu jumătatea din populație. Noi sperăm cu jumătatea bună. Uneori nu ne iese nici nouă. Știți că eu le spuneam studenților că e diferență mare între robul Domnului și sluga altora. Slugoi, slugoi, poți să-l pui unde vrei. Ghiță pristandat. Două la primărie, două la prefectură. Da, la care tot numără și zice ca șeful. Da, fie. Ei, cred că între preoții noștri sunt încă suficient de mulți dăruitori. Foarte mulți dăruitori.
Șepele ales de un preot care, după ce a botezat un copil, a fost achitat serviciul prestat atât de nașcă, cât și de unul dintre bunici, pentru că așa a zis preotul respectiv. Caz concret întâmplat în Bistriță. Prostul e cel care cer. Și păi, oameni, mai zdârciți cu noi, dați-ne un leu copast. Dați-ne un papuc. Cât costă un botez? S-a mai uitat să vă. Pentru scosul unui din, am înțeles că se plătește. Cât o fi costând pentru intrarea în veșnicie? Că sunt cam tâmpit, așa, nu prea știu să calculez. Știți că mă tot întrebă o coană de asta obsedată de la peste. Părinte, dacă te știi ani dintre folia ardeal de cuvânt moaștere unui sfânt, dacă te-am mai zis-o de 1000 de ori, dar vă mai zic una. A venit și un tot băgat microfon, în fără de fapt, nu mă spăla să-mi vedeți și periuță, pentru că vă spăla cu microfon. Și mă tot întreba cât a costat, da, câți bani s-au câștigat, da, și i-a spus la un moment dat, zic, domnișoară, să știți că eu vă pot explica doar ce s-a întâmplat și astăzi îmi spuneți cât pot. O fetiță pe care eu știam de multă vreme, care nu mergea deloc și venea cu căruciorul acesta de mama ei la biserică, foarte bogată fetița. Cum să ajungă săraca la moaște, ca poate să vorbim și despre asta. Aveam o adunătură de ruiniste acolo la moaște, erau cuvioasele maici titulare ale scaunelor din Sfânta Biserică, care stăteau lipite de moaștea, pe cei că sunt grămadă organizată. Nici eu n-aveam pe unde să intru, dar aminte viața copilă, că noi nu facem masturi pentru bonar, ci ca să ne aflăm făina întreagă. Pentru sughiene, chiloți, ciorap. Da, așa, atâta ne duce cap. Și dintr-o dată a stat și le-am dat, le-am zis, vă rog frumos, eliberați spațiul de aterizare, că a venit cu căruciorul pe voi. S-au uitat foarte supărat și pentru că nu puteam să duc fetița la maște, am luat capul Sfântului care era acolo și l-am pus pe capul fetiței. Și am plăcuță, te pupă Sfântul. Sigur că nu fi cea mai bună cateheză, m-am și gândit, dar domne, pof, funcționa. Că știți, nu-i fain numai ce sună fain, ci și ce funcționează. Și mă uit la ea, am povestit, am mai râs cu ea așa un pic mai cum mă strântez la copii. M-am mai strâmpat un pic la ea, tot să zâmbească și m-am dus să duc înapoi capul Sfântului. Între timp, mama fetiței spunea, părinte, o să se mai facă bine pe mine. Te-ai acum făcut-o bine. Sfinții ăștia nu se fac bine niciodată. Unde vezi tu Sfântul făcut bine? Sfântul și-a luat crucea, pleacă, știe Hristos. Când ne dădea la ea, disperată, unde-i fata? Când ne dădea, fata nu era în cărucioară. O vedem câțiva pași mai încolo, nu era foarte mult. Trei pași, patru erau. Se închina la iconostas și fetița care nu spusese nimic, o sumă mare de bani, zice, mama, sunt aici. Și m-am zis la doamnișoara aceea cu microfon. Zi și mie, cât costă o operație de asta de ridicată din scaun și de spus, mama, sunt aici. Cât costă, băi, oameni buni, să ne validăm iubirile într-o luntă? Cât costă bucuria de a vedea un copil învingând? Cât costă să știi să spui la momentul potrivit din viața unui om care pleacă, îți mulțumesc frumos că mi-ai fost contemporan. Ce instituție în România face pe ceva? Aveți vreo instituție de mângâiat poporul? Și nu știu eu. Avem, dar de nemângâie de lăsat capacele, dar să fim serioși. Nu spun că e bine că preotul e culpa. Ferească. De obicei, ce ia de la doi, se prăște la unul, cam așa. Un preot poate să aibă bani pentru stitul necesar, pentru stitul familiei, sau pentru a ajuta pe ceilalți. Vreau să fiți convinși că într-un moment în care un preot a luat bani și de la naș și de la bunic, alți preoți nu au luat de la niciunul. Când nu bagă prea mult într-un buzunar, întotdeauna este un alt buzunar din care ies bani și se echilibrează lucrurile. Și mai e ceva care zic eu că e foarte important. Vă rog frumos să faceți experiența și să o urmăriți. Cum se organizează o nuntă? Și o înmormântare, dacă nu vă spun, o nuntă. Luăm câți invitați avem și stabilim cam câți metri pătrați ne trebuie pe cap de invitat furajat. Câte scaune. Câți metri de pânză de pus pe nașa. Acum e mai simplu, că fac alții în locul nostru și ne spun. Câți invitați aveți? 400. Conform manualului de utilizare, inclusiv
nu mai nou pompierii sunt cu ochii pe noi. Poliția locală, polipat, iau voi să fie cu ochii pe noi. Bun. Și zicem, după ce stabilim sala, stabilim meniul cu măsline verzi, măsline negre și măsline jumate verzi, jumate negre, că întotdeauna e câte o mătușă de-a unui bunic care e nemulțumită de scopitoarea care nu s-a înfipt în partea verde. Bere de-aia, bere de-aia, la trăbuntare, beutura, pe cine chemăm, pe cine nu chemăm, costum, papion. Și înainte cu o zi de cununie, chemăm popa. Hei, am uitat să-l punem pe popa. No, unde facem nunta, drag? Apoi, cununia nu se poate face decât la biserică. Nunta poți să o faci și la biserică. Dar cununia numai la biserică. Ce-ar fi tot balamucul de la nuntă fără cununie? O umplere de urmă. Ce-i botezul fără taina botezului? Mai nou mă întreabă, părinte, la botez să vă aduce și o sticlă de vin, că așa scrie pe poartă la acolo. Deci îl bea înainte, întâi, ce îl bea copilul, se vrește o vreo de zi. Fiți cu mine. Veniți să ce faceți la bobotează. Îi dați părintele și bani, sunt convins că nu merge popa pe gratis. Nimeni nu se întreabă unde intră banii, cel puțin în ideea regula e foarte strictă. Preotul își predă banii într-o parte, calculează, dă hârtii, fiți cu mine. Dacă n-am avea atâtea controle, am fi și noi ca ceilalți scoți. Dar așa le avem și ne ferește Dumnezeu. Fiți cu minți. Și nu comparați cât ați dat la botez cu cât ați dat la cezariană, că nu e același preț. Știu că și unul și altul contează la fel de mult și nu sunt făcubile nici una, nici alta. Dar vreau să aveți un pic înțelepciunea. Dar nu dacă pietrea clonică. Ar fi minunat dacă ați colaborat la conferințe cu Grigore Leșe. Dacă Grigore numai de mine n-are. Dar eu să cânt și eu să țin o conferință. Vorbiți-ne ceva despre formele rugăciunii de mai copleșitoare și prezența tocmai copleșitoare a răului în lume. Nu, nu-i copleșitoare prezența. Auziți, vă rog, nu vă faceți evangheliștii satani. Nu-i cazul, bine? Nu-i dracu așa cum credem noi. Noi dăm vina pe el și când nu-i prezent. Și tot dumneata n-ai văzut că-i semnul ăla. Stop, cum ai intrat în nu știu, dracu. Nu, bă, nărote, n-ai ținut cont de semne. Nu ca bătrânul acela care călugărul la Vinerea Mare și verbea un gol de bibilică la candă, la acolo și vă putea și Dumnezeu, ce faci pahnute aici? Părinte, stareți, iertați-mă, nicio dracu mă pus. La care dracu că după să vă fie, bă, serios, nici eu nu știam pe asta. Creativitatea noastră e mai mare decât iadul. Pentru că suntem neatenți, ne vrem tot timpul cei mai buni, dăm cu pugnul masă din orice. Uitați-vă la conflictele din casă. Câte au valoare cu adevărat? Niciun. Dintre formele rugăciunii, vă rog frumos să vă axați pe cea mai simplă dintre ele. Tatăl nostru care ești în ceruri, nu în comitete centrale, nu loc conducere de partid, nu nici măcar în altar. Tatăl nostru care ești în ceruri și gândiți-vă ce ziceți când ziceți. În cazul botez, popă, naș, bunic, când spui că Tatăl nostru, spui că de fapt Tatăl nostru a luat de la niște fii și au dat altui fiu care va da altor fii. Dacă desăpătim familie, n-ar trebui să fim așa de gargarele. Și eu că sunt convins că erau o ladă mare de bani. Vreau să înțelegeți bine că în ce Tatăl nostru ne referim și la cornul dat copilului pe stradă și la faptul că a spus frână când a trebuit și la faptul că mergeți la WC-ul și ridicați capacul bărbații când faceți și că respectați ciorba făcută de nevastă și că vă plătiți la timp curentul și că nu furați. Toate intră în Tatăl nostru. Iar cea mai bună rugăciune e faptul. Pă bune! N-am văzut rugăciune să facă cât fapta. Îl vezi pe ăla săracul căzut la pământ și începe pe margine. Doamne, trimite harul prea Sfântului Tău Duh și ridică-l pe frate. Bă, pune mâna, ridică-l. Zici rugăciunea după. Doamne, mulțac că am fost aici să-l pot ajuta. Închipuiți-vă că vin chemați smurdu și știți că era o poveste. Când eram noi copii, era, să-mi
Big Bang, că suntem în biserică și nu știu. Era o poveste când au inventat românii romba cu avionul, știți? S-a ridicat avionul, au venit ăștia, japonezi, chinezi, ruși, de toate națiile. Cred că și-au ridicat, să vadă cum zboară avionul. Și la un moment dat, când s-a ridicat la 2000 de metri, stimați, băi, mergea avionul să rupă, de mor ăștia, telefoane, telefaxuri, băi, cumpărați, 100, 200 de cumpărați, bă. Ce America era să jucă în Iran 30 de miliarde? Ok, spune-mi. S-o la 11.000 de metri, nu știu, acolo, ca de aripa dreapă. Ce ne facem? Ce ne facem? Se aude vocea pilotului, sunt capitanul, vă spune ce problemă, apăsați pe butonul verde dreapă, dacă apasă. Apare aripa la loc. Extraordinar, ce putut face ăștia, și va, viteză, coboară, bine, totul perfect, și cade aripa stângă. Și ne facem acum, hai că la dreapta au bună rog, la stânga ce o să facă? A apăsat butonul galben, a apărut aripa. Extraordinar, domnule, ce-au putut face românii ăștia. Ei știu că ei sunt cei mai buni din lume. O și spun până în zilele noastre, ba și după. La un moment dat, la de bord, de la, știți, că avionul Roma chiar așa un pic, nu, un avion bun de altfel, bancul ăsta. Ca de bord, ăștia, bă, trebuie să aibă ăștia o soluție și la asta. Nu se poate să nu există o soluție și la asta. Și se aude, nu faceți grijă, apăsați butonul negru din centru la patru. Și acum rostiți după mine, Tatăl nostru, care ești. Deci nu când ne cade botul, zice Tatăl nostru. Până ne cade botul, învățăm ce avem de făcut. Construim, făptuiți lipițile, dar nu la lichitura aia proastă. Da? Că la noi merge și așa. Acum când un clopot nou la biserică, la părinte că-i bun și ăsta, dar nu mai are limbă, nu contează. Punem noi pătrața pe dacă are ea limbă, e strâng. Da? Nu merge așa. Vă rog frumos să amintiți despre Părintele Părăian. Ce amintire? Părintele Părăian? E viu. Treziți-vă la realitate. Cea mai faină mi-e aia, îmi place că s-a zis, Părinte, prostia nu păcat? Nu, prostia nu păcat. Evitați să fiți necăjiți. A studiat și psihologia în calitate de duhovnic, v-a trimis ucenic la psiholog. Da, cum să nu? Și citesc cu plăcere, da? Uneori nu mă ajută, că la câte școli sunt, nu mai știu la care se treaba prin. Dar e interesant. Psihologii sunt foarte treabă. S-a dus bucul că am ceva cu ei. N-am nimic cum să am, doamne. Chiar. Lucrez foarte mult în echipe mixte de psihologie, intervenim în cazul de apoi, nici n-aș avea timp să fac atâta terapie cu beție. Nu să vă rog pe domnul alcoolici. Asta trebuie timpul până și pe asta trebuie un om dedicat. O să stai după tot să le sufli toate supărările și frustrările. Chiar ar trebui să construim echipe mai multe. Dar sunt iritat de tipii care se dau să vorbim fără să fie. A vorbit la un moment dat, la, cred că la Digi24, n-am zis nimic, a vorbit un psihiatru despre crima aceea de la Brașov, pe care au încercat să o ducă spre biserică, că a văzut că nu era acolo și imediat au încetat comentariul asupra religiozității. Dacă ăla era legat în ortodoxie, eram spulberați. Ca acum, nu știu dacă ați remarcat, dar a fost o mare parată de mod în Europa, în care s-au îmbrăcat în episcop, cande, de toți băieții ăștia care nu mai știu pot să-și definească nimicul, și n-a reacționat nimeni nici cum. Ia să fi făcut asta despre islam sau despre evrei, îi mâncau ăștia. Dar creștinii, băieți cu minți, prea mult bun simț dăunează grav să ne plecim. Știți? E bine, cred că la un moment dat, într-una dintre absurditățile pe care le-am trăit, au fost și faptul să ne înceapă să ne... Era un moment, acum câțiva ani, în care psihologii ne spuneau preoților că noi nu putem să facem spovedanii, că nu avem pregătirea psihologică. Și a spus, doamna asta, ați văzut câtă școală fac copii în anul 2 și anul 4 pe psihologie aplicată și pe psihopedagogie și pe sociologie comparată? Nu. Și atunci despre ce vorbiți? Să mă iertați? Să mă iertați. Iar mai nou am trăit și momentele în care am văzut cum unii oameni au înțeles de plin lucrurile și pot să meargă împreună. Clujul, de exemplu, dispune de unul dintre mari profesori de psihologie, Opre, care știe ce face. Nu-i singur, să sunt convins, dar te poate ajuta să înțelegi mecanismul. Psihologul citește mecanismul, știți? Dar nu schimbă roarea.
Dacă o schimbă, n-are carburant, o schimbă. Și cam așa. Îmi povestea tatăl nașului meu, care era din Ciucea, că ei și-a făcut cruce mare de tot după Unirea de la 1918, când era deja încadrat în căile ferate maghiare, imperiale, așa era. Era fișcalău, cum ziceau ăștia pe Ciucea. Merea de la Ciucea la Budapesta de 20 ani pe jos, ca să poată da cu ciocanul, să fie sigur că toate șinele zbune. Noaptea 1920, i s-a numit director de gară un, nu zic din ce județ, că e chiar din județ la care vă gândiți, care a venit și care era, căruia era frică de tren. A venit cu mașina până în Ciucea, îi o țări de postală, da? O vin și nu știa nimic. El era absolvent de nu știu ce inginerie, nu văzuse o cale ferată funcționând în viața lui. Ca să-l liniștească, oamenilor ți-l bea 40 de zile. S-o șters memoria și mi-a pus așa. Mi-a zis, părinte, ce nu am un părinte? Da. Acolo l-a înțeles că ăsta ne pune în pericol calea ferată. Aia psihologie, da? Deci poți să ai în capul tău toate diplomele din lume. Oricum, psihologul nu te face diploma asta, e clar. Pop, nu te face diploma. Eu vine, de exemplu, nu mi-a pus în arca simțit-o Antonie diploma în cap să zică, bă, picior, de mâine ești pop. Pus mâinile lui în cap. Da. Cine pune mâna pe capul psihologului? Cine pune mâna pe capul preotului? Medicului, ca să-i dea misiune. Ne-am uitat să mai facem gesturi de trimitere în misiune. Și în biserică am uitat. Vă închipuiți ce frumos ar fi, în 14 septembrie seara, la Înălțarea Sfintei Cruci, toți profesorii de religie din oraș, să fie într-un singur loc din oraș, strânși, și să vină episcopul vicar, un episcop adus de undeva, care nu are atât de mulți profesori, să zică, cu tare, cu toate, profesor la școala 1, și să-i dea mână o cruce, un catehist, și să zică, vrednic este. Fără vrednic este, nimeni nu este ce pare că este. Bun. Părinții mei au probleme cu alcoolul. Cum se iară? Iubindu-i. Iubindu-i și căutându-i pe cineva specializat pentru asta. Să știți că oamenii în ultima vreme s-au apucat foarte serios de bol. Nu-i glumă ce zic acum. A crescut mult mai mult pe cât avem posibilitatea de a vindeca. Și am mai constatat un lucru. Românii se vor, dacă se poate, vindecați gratis. E să stea acasă. De exemplu, să aibă piciorul rupt, dar să facă radiografia medicului, ei stând acasă, în pat. Dacă se poate să vină medicul cu radiografia, doar acasă, dar ei să nu meargă la spital. Și să le aducă tot ce le trebuie și dacă se poate să-și pună medicul gipsul la picior și ei să se vindece. Ori, în starea alcoolicului, e de înțeles că nu au voința necesară să iasă din ea, dar nu-i de, nu-i de cultivat. Nu-i de cultivat. Vedeți în ce apă se scaldă, ce au de făcut, fiecare om în sine este o problemă. Da. Pe când un referendum privind problema avortului, sper să nu facem referendum chiar pe toate. Nu, chiar nu sunt de acord să referendizăm totul. Cred că, dacă vreți răspuns la asta, trebuie să stați de vorbă cu femeile care suferă, nu cu popii care dau din gură. Da. Femeile au drepturile lor pe care bărbații le încălcăm tot timpul. Dreptul la nu. Dreptul la ar fi posibil. Din fericire pentru noi, în ultima vreme, cred că s-au înțeles mult mai bine lucrurile. Vedeți că se acuză creșterea avorturilor în România? Uităm să spunem cât de mult nasc românile dincolo de peste hotare. Vindecarea avortului în România ține de creșterea siguranței economice a unui popor. De educația poporului, inclusiv sexuală, dar nu cum o vor unii să nu ne familieze pe toți. Aia în care trebuie să fim învățați să trăim sănătoși. Deci la noi în Ortodoxie se practică pununirea altor persoane de mai multe ori, dacă trebuie să dai bani unor oameni care beau sau chiar fac și alte rele. Nu înțeleg întrebarea, iar la de ce nu răspunde decât Dumnezeu după ce murim. Până atunci ne dăm cu părerea. Nu știu ce vreți să întrebați. Mă repet întrebarea, dacă începeți care va să ne dăm. De ce la noi în Ortodoxie se practică cununiile acelor persoane de mai multe ori? Dacă trebuie să dai bani unor oameni care beau sau chiar fac și la tele. Nu. Dar, adică, hai să ne întrebăm corect. Cununia a doua și a treia se săvârșește ca să nu ardă. Este o cununie de prietenie, da? Nu mai e la rigoare. Ca să nu lăsăm curvia să înflorească și mai mult. Da? Pur și simplu. Deși să știți că eu sunt convins ca și mașinile,
unele persoane au nevoie să-și pună kilometrajul pe zero. Și asta poate fi binecuvântare de la Dumnezeu. Nimeni nu spune că ne este interzis iubitul dacă am ratat odată. Dreptul la a doua întâlnire cu iubirea nu poate nu la nimeni. E considerat păcat grija excesivă pentru copil și căutarea în permanența neregulilor lui, nu-i păcat, e tâmpenie. E tâmpenie. Dacă vă vreți copiii sănătoși, nu-i mai castrați. Te nasc cu prostie. Fiți cu minți, lăsați-i liberi. Libertate, dar nu o libertate tâmpită. Te lasă mama să faci ceva, uite, bere acolo. Dar mami a doar țințeani, nu-i contează, te bea repede două beri, că ești liber, da? Deci nu prostii de astea. Dar în orice caz, cred că e momentul să înțelegeți că în sine copiii nu sunt arestați la domiciliu. Iau o libertate pe care e ok să o cultivați, creșteți cu ea, să-i bucurați din când în când. Ce părere aveți despre faptul că în ultimul timp, din ce în ce mai multe persoane își înșală partenerul, partenerul? Da, e un trend. Dar nu pot să am părere. Cred că trebuie să trebuie. Cu timpul ne vom obișnui. Cred că nu suntem cea mai curvoară generație din România și nici cea mai sfântă, pentru că toate generațiile sunt la fel. Când studentele de la Cluj au fost aduse la Sibiu ca să-și facă acolo facultate, să-și termine facultatea în perioada când democrații maghiare și germani s-aflau în plină reconsiderare a drepturilor democratice ale minorităților române din Emilia, au ajuns la Sibiu acolo și pe 9 mai era o stradă plină de fete care zâmbeau. Și la un moment dat, fetele au ajuns la următoarea că se întrebau între ce ne facem fetelor că au venit studente. Se dea prețul brusc. Vreau să vă veniți în fire. Nu suntem nici mai buni, nici mai breși decât ceilalți înaintea noastră. N-avem provocările lor ca să vedem ce ne poate pielea, slavă Domnului, pentru că Dumnezeu care vede nascuns, vede că n-am ști ce să facem. Acum ne batem cu pokemonii, cu dreptul la grevă, cu fluturașii de pensie, cu plata curentului. Iată ce ți-vă aminte ce oameni ne-a dat Bistrița și Năsăul în primul război mondial și în al doilea război mondial. Și rușinați-vă. Am auzit că astăzi s-au depus coroane, i s-a făcut o slujbă, s-a făcut paradă militară și la Bistrița. Bravo! Ziua Europei. 9 mai este ziua în care România a fost vândută de plin trupelor sovietice. Halo! E ziua în care le-am făcut cismele. Iar ei și-au făcut mustățile în cismele lustruite de noi până pe ziua. Trebuie să fim decenți și să ne aducem aminte că nu suntem niște patefoane stricate atunci când preluăm totul și credem că e adevărat. Pentru că m-a distrat foarte mult reacția unei personalități politice când a spus că a confuzionat între minoritarii sexuali sau minoranțele sexuale și minoritarii religioși. Și o spunea ca și cum românii, care au fost minoritari în Ardeal, n-a ști cum s-au purtat majoritarii de atunci cu ei. Aseară, recitind din viața consilierului Aulic Iacob Bologa, născut la Marcos lângă Sibiu, am aflat că fratele său Ioan avea să moară ceva mai târziu, era și cel mai mic dintre cei trei frați, primul era Maria. Deci unul dintre frați avea să moară ucis, el și fiul său, pentru că fiul său și-a permis să spună că românii sunt autohtoni, în timp ce cei care le dau astăzi lecții asupra minoranțelor socoteau că ei sunt de acolo, de acolo. Și i-au ucis. Cei care i-au ucis pe tată și fiul au luat 3 ani de pușcăriană, pe care nu i-a venit să vădă. Voi cunoscut scenariul să iei 3 ani și să nu-l execuți. Cum să-l ajut pe copilul meu de 12 ani să crească frumos și bine pe Dumnezeu când el nu mai vine cu mine la biserică? Bine o face. A stras de el până acum i-au sărit bietului copil toate șurupurile din Constituție. Vă amendează excesul de bisericită cronică. Punct. Știți ce mai lipsește? Să facem băieții cu baticul când sunt mici la biserică. Sau să-i pune să-și lase barbă de mici.
vă amendează excesul de bisericii de proiect. Luați-o mai ușor. Intrați un pic în jocul lui. Trebuie să fie o pizzerie pe aici, pe aproape o zonă. Spuneți că duceți la o pizza, nu că duceți la părinți. Și vorbiți cu părinții care slujesc în biserică să fie atenți la slujire, să predice mai atent, să se comporte mai atent cu tinerii. Știți cum îmi fac eu prieteni la catedrală în fiecare duminică? Am buzunarele pline cu puci. Și care când ieșim cu darurile copiii, bac, sac și le dau puci. Și stau cu crucea și binecuvintează. Nu este interzis binecuvântatul cu crucea în biserică. Nu. Sau să zici în liturghie, pomenește Doamne pe învățătorii, profesorii și toți copiii care sunt prezenți la Dumnezeu în liturghie. Dar noi nu. Noi vorbim despre trebuită de nou, tematicul tău, Duh al transcendențe organice care să ne transforme. Vorbim niște bălării pe dată în rugăciune. Ce s-a de Hristos cu întrebările? Da, câte mai ești? Pa! Hristos, lăsați pe copilul dumneavoastră să fie viu. Imiteți-i să facă un sport sănătos. Lăsați-i să le zâmbească fetele dacă e băiat, nu e interzis. Puneți-i să învețe poezii. Puneți-l să învețe poezii. Apropiați-l de limba română. Duceți-l la muzeu. Plimbați-l pe la Năsău. Și uite, decât o duminică, băgat așa nas în nas în biserică. Așa. Ia duceți-l să vadă o țână cu orbu. Să meargă și să vadă muzeul Ebreanu. Să mergi la muzeul Ebreanu. E ca și cum te duci în audiență la Dumnezeu. Asta v-ați gândit că tot ce spunem noi azi are măcar o literă de la Ebreanu? O liniuță? Duceți-vă copii, aveți unde? Doamne, și în timpul săptămânii îndrăznesc să vă spun că uneori biblioteca județeană poate fi un locaș decât la dentistul. Că mănâncă prea multă ciocolată de stres. Nu-i mai bine să meargă la părintele ei. Eu așa le dau o carte faină. Are cărți faine. Învățați-vă copiii la alternative spirituale. Octavian Codru Tăslăuan, născut în Bilbor, scrie în memoriile lui în Spovedanie, primul volum dedicat fetiței sale, Dafina, zice: tata mi-ar fi vrut să fiu preot precum el, bunicul să fiu ca el, vânător de fiare. Dumnezeu mi-a îngăduit să slujesc altui altar și alte fiare să înfrân. Băi, oameni buni, țara asta n-are nevoie numai de bisericoși, are nevoie de inimi, de bărbați, de brațe tari, de conștiințe înțelepte. Nu întotdeauna doar din biserică putem să naștem asta. Biserica e doar farul care de pe țărm spune nu te atingi, nu te spargi. Dar în aceeași vreme este și radarul care arată când s-a abătut de la cale. Dar nu e o formă fundamentală de copil să stea toată ziua în biserică. Ar fi absurd. Oricum, am hotărât că la anul cerem să punem cât un automat de înghețat în fiecare biserică, un automat de snacks-uri, unul de cafea și unul de ceai, să vedeți cum vin bătrânii la biserică. Am văzut la Münster, în oraș, în mic șoporatului, un loc care mi-a plăcut foarte mult. Se cheamă Foaierul Catedralei. Acolo se întâlnesc oamenii ăștia care n-au domnul unde merge pe Sfântul. Ies din bloc la plimba și na, colegii de servici de la Elba sau de la bateria, cum era pe primul la Biserica Sărcandus, fotbal nu mai e unde să meargă oameni, nu mai e unde să te duci. Și atunci oamenii se duc așa liniștiți să bea o cafea în foaierul catedralei. Și nu-i prospectiv. Se povestesc. Ne povestesc, citesc ziarele. Acolo este câte o doamnă voluntară, să nu vă închipuiți că este Gina Pistori. Este o fanti, de vreo stadiu. Doamna Tunu. Da? Care șede acolo și le dă câte un ziar, povestește, e încurajat. Ne avem nevoie unii de alții. Doar foaierul catedralei. Asta nu înseamnă că Hristos nu bea o cafea cu ei în foaier. Priți-vă fie. De ce a devenit credința un lucru rău între oameni? Nu. Credința nu a ajuns niciodată să ajungă un lucru rău între oameni.
Credința a ajuns așa, o întristare pentru unii care cred că necredința e mai valoroasă. Le-am și spus la una, eu mă pun că sunt un tip care cât de cât cred, nici eu nu sunt sigur chiar pe toate, dar ce n-aș poate să fie pentru un necredincios. Știți, am fost să-i zic odată unei oameni, cum? Dumnezeu nu există atunci, de ce zici că e de vină de război? Asta s-ar gândi. Dumnezeu e de vină de război, e de boală, că bun, dacă Dumnezeu nu există, cine e de vină de el? Păi ăla, nu, pe ăla ceartă în cartea tata. Ceartă-l pe ăla într-o lume în care Dumnezeu nu există. Amin. Iar mai nou l-am auzit pe unul dintre marile genii ale culturii românești, că spunea foarte conștient și convins, așa, ortodoxia este un factor decisiv de aducere înapoi, de căderea poporului, că unde e ortodoxie, nu e educație. Și am sunat la studio și am intrat în direct, deși el nu mai vrea să fie în direct cu mine. Ce am? Sunt supărat pentru asta și am întrebat, nu mă supărați, care este cel mai performant sistem de educație în lumea noastră? Și el, fără să sufere, a mușcat-o. Finlandez. Și azi vă mulțumesc, în Finlanda 60% din populație sunt ortodoxi. Eu nu pot ghina, nu? Ce prostii vorbim? Cum poate fi ortodoxia împotriva europenizării în Grecia, pe vremea când era ortodoxă cu adevărat, este fundamentul Europei Unite? Și tâmpenile vorbește. Și doile mușcă. Și de ce acceptă biserica politizarea oricărui eveniment religios? Sfințirea unei biserici departe de țară, președinte X plus primar de comune, etc., prezent la eveniment, că ei dau banii. Deci noi avem niște credincioși absolut remarcabili. Nu s-ar duce la doctor să-și pune piciorul în ghips. Deci dacă ar putea popa să facă tot, gratis, și dați mine să spună ea, nostru ar fi perfect. Vă spun eu, dumneavoastră ne dați în mâinile lor. Dumneavoastră ne dați legați în mâinile politicienilor. Vă dau un exemplu minor. Un preot din Spania, nu spun cine, dar știu cine și dacă ne voi l-aduc aici, îmi povestește că fratele său, preot și el, hotărăște să cumpere o biserică, un locaj, pentru comunitățile, pentru nevoia comunității. Și omul merge la bancă. Banca, în prima fază, în a doua fază, da, vă dăm, acordăm, asigur, de calitate, nu? Inclusiv de gen, număr și asta. Și la un moment dat, când se duce cu ultima hârtiuță de semnat, vine și spune, vă dăm. Dar de ce? Că sunteți români și nu ne încurcăm cu voi. Părintele s-a întors umilit, vă dați seama că ce anunța pe oameni, se pregăteau să facă tot. Și azi, oamenii, cum ce face? Trebuie să vă spun că oamenii de acolo parte sunt și bistrițeni. Bă, părinte, păi ne-au făcut ăștia pe noi biserică. Facem biserică. Și să vedeți ce au făcut. Au împrumutat comunitatea, fiecare cu cât aveau prin casă, până au ajuns la suma respectivă, nu mică, nu mică. Ori cumpăra biserica și facea și-au dat pe rând unii altora datoriile până au terminat toți. Nici nu a rămas dator la bancă, nici nu s-a rușinat unul de ele, dar... No, când veți vedea în parohie că se face asta, nu o să mai vedeți politrucii mâncători de tămâie chemați să-și primească merită. Unii chiar le merită, unii chiar sprijină. Nu spun județ, dar chiar știu un președinte de Consiliul Județean care chiar face mai multe biserică. Enorm. Sunt multe acțiuni cu tineri în biserică. De exemplu, noi avem acum la Sibiu cu acțiunea aceea cu întâlnirea tinerilor ortodoxi. Ce ne-am face fără bugetul primăriei, care ne-a ajutat foarte mult? Onorant. Să fim serioși. Iertați-mă că vă spun, dar ei sunt angajații noștri, dar noi am uitat asta. O uită și ei câte vreau. Dar pe bune, ei sunt puși acolo să gestioneze totul în favoarea noastră. Nu în favoarea lor. Nu știu cum le este numai în favoarea lor, dar asta e altceva. E un algoritm acolo pe care noi nu-l zicem, că este proști toți. Zice, sunteți unul dintre inițiatorii demersului pentru redefinirea căsătoriei în Constituție. Cum credeți că ar trebui să ne raportăm la încercările de politizare a demersului? Mie mi-e jenă ce s-a întâmplat. Deci eu am și spus-o și o spun cu tot regretul. Primii deținuți politici ai României post-decembriste sunt familia Crăștin. I-au arestat politicul. Și le-au făcut dosar politic. Într-o acțiune civică, au transformat într-o acțiune cinică.
Și culmea, cine ne vorbește de familii tradiționale. Bă, o aleacă din moral. O via coaliție, dar nu cu drag. Avea ștanca Dumnezeu să-l odihnească, dar citează din părintele Bodogaie, Dumnezeu să-l ierte și pe el. Părintele Bodogaie, profesor de Bizanț, în noi, că era uns, știa că am făcut ce se ungeau bizantinii pe Alipioane. Spune la un moment dat, că băi, e foarte frate cu dragul, dar dacă la capătul punții, până treci puntea, dar dacă la capătul punții te așteaptă tot dragul, ce faci? Adică mai bine nu treci puntea, stai pe la capătul. Trebuie să recunosc că m-am simțit foarte jenat sufletește, lezat sufletește. Dovadă că nici nu am mers mai departe. Jocul, ci s-a oprit exact acolo unde mă așteptam. Nu se poate un sistem politic care trădează toate formele de adevăr să se țină de cuvânt în grădire. Are cum. Care este opinia dumneavoastră vis-a-vis de împărțirea mitropoliei Ardealului în două? A trecut. Ce le puteți spune despre canonizarea Părintelui Arsenie Boca ca Sfințele în închisorile? Răbdare. Deci prima a trecut, la următoarea răbdare. Ce părere aveți despre Dragoș Păgeară, la starea nației? Un om care încearcă să-și facă meseria, cred în continuare că oamenii care trebuie încurajați, nu întotdeauna chiar pentru toate, dar trebuie încurajați. România, la ora actuală, are nevoie de toate vocile. Să vă spun un lucru. M-a întrebat cineva cum de sunt prieten cu cutare, cu cutare în presă. Și am spus, păi, oameni buni, eu ca preot n-am voie să n-am prieteni. Ce-mi cereți mie să judecă Dragoș Păgeară? Nu sunt televizoriști în specialitate. Vă recomand pentru cei care aveți preocupări în analizele de televiziune, a apărut acum o carte a lui Radu Paraschivescu. Să nu mă întrebați dacă țin la el că acolo vă spun în față că îmi place omul, e remarcabil. Cel mai bun profesor de limba română pe care l-a avut România în ultimul 100 de ani. Radu Paraschivescu are o carte, Două mături stau de vorbă. Vă rog eu frumos, cei care vreți să mai aflați câte ceva despre pulsul pieții, vă rog să cumpărați cartea. Și citiți așa, pe o pagină, pe zi, nu rezici mai. Până unde înseamnă smerenie și de unde începe prostia într-o atitudine creștină? Păi prostia într-o atitudine creștină nu începe niciodată. Da? Deci niciodată un creștin nu-i prost. Proștii nu sunt creștini. Proștii sunt proști, se autodefinesc. Smerenia este singurul mod de a ieși din prostie. Deci când te apucă prostia, un singur lucru te mai smerează, dacă Dumnezeu îți trimite ceva să te smerească. Dacă nu, prostul. Vorba cât e cu lipopulare de urnamez, nu cu prostul neșcolarizat te lupți un pic și ai scăpat, dar duci o luptă colosală cu prostul care are școală. Iar în România, în ultima vreme, toată lumea are școală. Da? Școală de dans, școală de șoferi, școală de... De tot, avem școli de bani. Vreau să vă rog un lucru. Când simțiți că ați ieșit din smerenie, înapoi la rugăciune. Cum simțiți că vă mușcă ceva să credeți că ați făcut ceva? Iubelii vă distrează când iau pe oameni așa. Cercetările noastre, nu te văd. Deci că tu te dai mare cu cercetările, au făcut aia cu 60-70, 1000 de ani înaintea noastră. Știți? Îi dădeam de o doamnă profesoară care era foarte convinsă că ea a inventat ideea de cum să motivaționăm vocațional cadrele didactice. Alo, doamna, doamna! Vasile Bologa, 1888, Budapesta, teză de doctorat în pedagogie, pedagogia motivației la Harvard. Mă, tale nu că de nici de născuse ca idee că deștept le dădeau doctorat de pe 50 de ani dacă inventezi acolo. Cum să inventezi, domne? Brună, de exemplu. Poți să inventezi brună, poți să o altoiești, dar nu poți inventa. Nu știu ce e în cap, nu poți să ne inventator. Brevet la WC-ul deasupra. Deci, băi, în serio. De unde știm că cineva, soț, iubit, prieten, trebuie să plece din viața noastră? Nimeni nu trebuie să plece din viața noastră. Haideți să vă spun un lucru. Ideea cu plecat. Pe mine, în ultima vreme, mă preocupă foarte tare două lucruri. Mă impresionează foarte. Noi ținem foarte mult să aducem aminte, preoții au boala asta, nu știu de unde ne-a luat, dar o să ne treacă. Stați liniștiți să ne trecem. Zice, suferința e o binecuvântare. A fost odată cu un coleg de-al meu foarte binecuvântător pe tema asta. Și era o practică care sărac avea un cant de față, care se vedea, îi băgai mâna și zice, și părinte, n-a luat o binecuvântare ca asta, o lună, două.
Iar a doua este asta, ce Dumnezeu așa a îngăduit să moară. Păi pe bune, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu îngăduitor al morții. După care, practicul la carte lui. La noi, Hristos e biruitorul iadului. Deci inclusiv al morții. Care-i sâmburele iadului cel nezdruncinat. Simțiți diferența între un Dumnezeu care vine și ne vindecă de moarte și unul care ne face că așa a făcut Dumnezeu. Cum să vrea Dumnezeu o mamă cu doi copii să fie lovită de mașină din plețit porc, care mai este și polițist și scapă de urmările penale. Că îl găsesc colegii că de fapt trecerea de beton era acolo, dar femeia nu trebuia să o vadă. E vinovată că a văzut trecerea de beton. Suntem în țara în care totul e posibil și totul e răstălmăcire. Să mă ierte polițiștii de calitate, că nu-i bun exemplu. Popă. Deci apă acolo. Să ne lămurim foarte bine. Dumnezeu nu cere să ne plece prietenii, ci să ne obișnim pe neașteaptă. Deci toți prietenii noștri care au plecat, ne așteaptă. Sunt în așteptare. E simplu. Care sunt obligațiile unei nașe de botez față de un copil pe care îl creștinează? Doamnă, vreau să vă spun că nu dumneavoastră îl creștinați, îmi pare rău. Hristos îl creștinează. El e șeful cu creștinată. Noi suntem galeria. Ole, ole, din abiță Hristoase, înviene când se poate. Da? Fiți cuvinți. Acum. Nașa trebuie dincolo de pampers uscați, fașă, pânză albă, cămășuță, căciuliță. Unii vin cu cana veche obicei de turnat, că de acolo mi s-a tras nouă de neaturnat în viață în biserică, de la cana. Da? Deci ieșiți din astea și ca să înțelegeți că puștiu și puștoi au nevoie de o mamă spirituală care să le arate drumul spre împărăție. V-ați închipuit că sunteți, de fapt, cu o cașchetă albă, cu o vestă reflectorizantă în biserică și spui de acolo e Hristos? Asta e treaba dumneavoastră. De acolo e Hristos. Da? Restul sunt adaosuri de noastră. Focul nostru de artificii, să dea bine, prită, de care ulei să aduce, ulei de măsline? De care măsline ați vrea? O, Doamne! Să fim serioși. Toate ființele astea nu au ce până. Nășit este o funcție simplă unei moașe care le ajută pe copil să nască preotul din nou din uterul bisericii. Rest și la sumă cu aceea crescând tot la patru copilul. Cunosc pe cineva care timp de 60 de ani femeia a murit la 84 și undeva la 24 de ani a botezat un nepot de-al ei. 60 de ani. Întotdeauna, în data de 17 august, când știa că și-a botezat finul, merea la fin, care ajusese între timp director, domne, câștiga la un avion pe lună. Nașa sa îi cumpăra papuci să umple în căile Domnului. Zice, bă, ficior, eu-s bătrână. După ce mor, să nu te prostești. În 17 august îți cumpere o pereche de pantofi din banii ăștia de ți-i las, să știi în papucii cui umbli. Și l-am întrebat unul director, părinte, mi-a fost jenă să mă duc la curbe. Nu m-am dus la băute niciodată. N-am putut să mă duc la furat, domne, iar mă ardeau papucii lui nașa. Asta nașă, nene. Asta nașă. Cum să reușesc să fac mereu bine dacă mereu în jurul meu este atât de multă răutate? Doamna, să vă spun, bine l-a făcut într-un mijloc de bine, e ca o cafea ristretto într-un bar italian, o întâmplare. Na. Doamnă, pe acolo e fain să te bazi. Doamnă, că-i Doamnă. Când totul se prăbușește. Am în mintea mea imaginea unui preot a cărei biserică a fost lovită de un incendiu. Omul ăla prin foc a trecut, a luat antimisul și Sfânta Împărtășanie și a ieșit cu ea afară. N-a stat! Băi, se dărâmă toate, trebuie să le las. Cine vine? Pompierul X, pompierul Y. Nu. El știa că e misiunea lui.
Dacă știți că misiunea noastră este să facem bine, să faceți binele, și a noastră a tuturor este să facem bine. De fapt, noi nu trebuie să-L facem noi, dar trebuie să-L recunoaștem și să-I mulțumim că ne-a gândit să-L vedem. Că binele e Domnul, n-avem cum să-L facem pe Domnul. Da? Noi doar putem să-L propunem, să-L aducem la întâlnire. Cineva odată mi-a spus că degeaba mă rog cu rugăciunea mea nu ajunge la cer. Păi nu trebuie să ajungă la cer. Că ce așa e așa? Asta cu ajuns la cer, să știți că e mai mult la măgar decât la măgar. Știți cu mine. Deci, de unde știm când Dumnezeu ne ascultă ruga? Când nu ne iese prostia. Doamne, ajută-mă să ajung șef de birou, să vezi ce le fac eu la seară. Și te pune Dumnezeu șef de birou și chiar te faci la aici. Că nu te-a ascultat Dumnezeu, ci sindicalistul celălalt. Băiatul cu cuptorul cu microunde, care nu vrea să șomeze. Cuplurile care se iubesc și vor să se căsătorească, au voie să facă dragoste înainte de căsătorie. Preotul care își iubește, deci studentul teolog care iubește teologia foarte mult și pe Dumnezeu, poate să slujească dumnezeiască liturghie nehilătorit. Dacă îl ia dracu protestantism, nu-i poate. Dacă vrea să rămână ortodox, nu! Un bărbat și-a plătut soția de mai mult. Din cauza tevăziei. Și ultima dată din cauza alcoolului, care este nefiresc la un gelos. Ce ar trebui să facă acea femeie, având în vedere că au trei copii și 25 de ani de căsnicie? Femeia trebuie să-și ia copiii cu toate cele trei mâini pe care le are și să iasă din spațiul nebunului. După aceea, să se adreseze direcției de protecție a copilului și să ceară ajutor. Și dacă nu o dă, să meargă la preotul paroc și să caute soluții. Nu mai stați, Doamnă, că s-ar putea data viitoare să vorbim despre bătul cu care și-a ucis soția. Și nu mi-e de dumneavoastră, că o meritați când răbdați prea mult, să mă iertați că vă spun. Dar copiii dumneavoastră n-au nicio vină. Când le au pe femeie, că spun, a răbdat să aibă copiii tată. Păi tâmpitul ăla e tată. Ăla este un animal alcoolizat care și-a pierdut uzura acțiunii. Vă rog să fiți mai ferme, Doamne. Cum credeți că ar putea fi ajutat copiii cu autism? Cu foarte multă dragoste. Dumneavoastră aveți aici pe Ana Dragă, care își iubește copilul și a făcut din el un simbol al eliberării din autism. Ce prostii vorbiți? Aveți la îndemână cel mai bun model din România, din punctul meu de vedere. Un om care a știut să lupte pentru copilul ei și pentru copiii ceilalți. Eu să mă întâlnesc cu ei. Eu având diverse forme de autism, dar nu se compară cu lor, care sunt grave. Sunt foarte grave. Eu pe inima doare sufletul, doamne, pe epileptici, pe copii cu autism, pe copii care au probleme. Noi s-o bătim, dar ce să știa? Luzării noștri, băi oameni. Sănătoși și deplesnesc sunt de judecat, nu copiii care suflete. Știți cum mi-a zis mie un altul și că, părinte, și-a dat fiul meu, ăla e cam bolnav, așa are. Nu prea mai, nu face la timp mâncare, cu apoi în pomădare. Trebuie o curbă sănătoasă, doamne. Tata mea, să poată, din toate! Am așa și ce vreți de la copii? Copiii sunt, din punctul meu de vedere, sunt semnalul că lui Dumnezeu încă e mai pasă de noi. Conștientizați chestia asta? Să vă spun, eu trăiesc de câteva luni o relație specială cu câțiva dintre copiii cu autism. Deci pe mine mari palmi, acum când vorbesc, îmi cer iertare de la ei că expun copiii cu autism sunt subiect de rugăciune de conferințe publice, punct, și de ajutor, cât mai mult ajutor. Îmi vine să spun, fiecare biserică ar trebui să aibă la ieșire o cutie care să spună bani pentru ajutorarea copiilor cu autism. Sau copiilor cu probleme, în general. Mă rog, revin. Și la un moment dat, o mămică mi-a spus ce, părinte, fetița mea nu poate să se împărtășească, pentru că sfintele femei din Sfânta Biserică, apărătoarele sfintei linii și numai când e vorba de alții, așa numitele foșgăitoare pururea de pungi, că nu e liturghie ortodoxă validă dacă nu foșgăiește cineva o pungă în timpul liturghie, îi zice, nu o lasă să se plimbe deloc, că se mișcă așa un pic, așa, așa. Doamne, dar fetița având în centrul de autism, având un mers 14 km pe zi cu măsurătoare la picior, mergeam așa. Bine, doamne, duceți-o, mamă.
Mi-a dus în curtea facultății un copil cu autism, nu primește de la un străin ceva din prima. Cum crește, tu? I-am dat cu ajutor să mă pierdesc cu binecuvântarea mea ca Sfințitului Laurențiu, între părintele meu, l-am anunțat și am spus, eu nu pot să-i dau, rog pe mama ei să-i dea în Fărtășani. Am fost copii atent, am stat drone, pornite, televizoare, camere de la vedere, că în Moldova unii au vrut să-mi taie capul, vă zic, să sunteți mai calmi. Doamne, femeia ne-a împărtășit-o pe fetița ei cu infinită mai multă iubire decât aș face eu dacă aș fi în prezența lui Dumnezeu. Nu știu cum să vă spun. Fetița s-a oprit, s-a mirat și a continuat să meargă. Femeia mea mă zice, părinte, poți săptămâna viitoare să-mi chem niște prieteni? Doamnă, îi dă schis, îi dă schis. 80 de mame, Făgăraș, Sighișoara, Mediaș, Drăgășani, să cere. Păi mi s-a făcut rău. Două autocare de mame. Și tați, câțiva. Pe care biserica nu le vedea niciodată. Suntem niște orbi, niște nesimțiți. Am ajuns să ne ascundem după biserică ca să nu mai facem nimic. Mi-am să plecat mânecele. No, acum să vezi cum faci 80 de porții de părtășanie pe măsură de gură. Că unii erau așa, alții erau așa, unii pe sus, alții pe jos. Unul abia n-a dat jos de pe estafeta. Deci Nicolae Bolan, că e de-a dumneavoastră. Dă să nu mai putem da jos până aia, făcea cu barba cu Bolan acolo lipit. Du-te cu scara, cântă-i! Băi, s-a părtășit. Din 72 de copii, 36, în jumătate de an, au început să stea liniștiți în biserică. Încă 20 după aceea. Cu ceilalți mai lucrăm, că nu ne dăm bătuți. Dar n-a fost important să-i aduc pe ei în biserică, pentru că nu fie vorba între noi. Nu mă interesează să aduc pe cineva în biserică. Mie mi s-a părut mult mai important că au înțeles că Hristos îi iubește acolo unde sunt ei. Pentru că Dumnezeu nu e așa de fițos, ca mai fain, mă, dar vreau să copii la fel. Nu vă spun că am fost la o conferință la Brașov, copii de porțelan, de sticlă. Copii de sticlă, cred că s-a cheamă. Când erau copii cu autiști, au pus eticheta. Oricum nu prea avem noi specialiști care să-și dea bine cu părerea, dar ne abținem. Că n-a făcut o școală de psihologie, de psihiatrie, de medicină, ca să unim echipe, să-i punem o lată, să fim o mamă într-o situație de genul ăsta. Domne, se urcă într-o mașină și merge în orașul cu tare și acolo avea tot ce-i trebuie, să stea cu copilul, să se joace, să gândească, să respire, că o fi și ea sătură de lumea din jur. Și copiii aia declarat, stăteau, au stat pe burtă, așa jos pe scenă, lângă mine, eu vorbeam aici și erau acolo, 4 ore aproape, fără să miște. S-au jucat, au povestit, în spate mai schimbau câte o varică pe altă. Aia nici nica, doamne, nica. Și vă mai spun lucru, știți cum văd eu rezolvată problema copiilor de genul acesta de către o comunitate sănătoasă creștină? Câteva femeie plavioasă din Sfânta noastră biserică, însoțite de gândul cel bun și rugăciunea Părintele Paraul, se gândesc și spun, bă, câte mămici cu copii mici avem noi în Sfânta Biserică? 20. Bun. O femeie care spune la biserică cu copiii trebuie să facă un duș, să se simtă și ea în intimitatea ei, pe bune, pe bune. Poate merge la confort să-și mai schimbe un pic păr. Cum îi dăm noi timp liber femeia astea? Și atunci una dintre doamne, pentru ziua sunt desemnată de biserică, astăzi să vă ajut. Rămân eu cu copilul dumneavoastră 4 ore astăzi. Ăsta e programul pe care stabilim împreună. Vă rog dumneavoastră astea 4 ore. Dormiți, doamnă, că poate vi somn. Dormiți! Poate vă doare spatele, doamnă, că ați ridicat la copil. No, noi așteptăm Duhul Sfânt să facă minuni, iar noi să ne pună picioare. Medicul ca să devine ce factor. Ieșiți în întâmpinarea lor. Ieșiți. Știți care e definiția prostului? Înțepinește în starea de proiect. Noi suntem înțepiniți în starea de proiect de anul. Părinte, oamenii obișnuiesc să spună acum că sunt multe căi pentru mântuire. Ce credeți despre călătoriile astrale? De la alt sector? Mă iertați, cred că aveți spitalul. Tehnici NLP, interesante până la un punct, dar ca orice lucru care se joacă cu mintea omului devine periculos. Clariziuni, da, clariziuni. Tata, într-o vreme, fiind frizer la miliție și poliție, de fapt, l-a tuns pe unul care avea mare clariziuni în România. Vedea pase energetice să-l votăm prin televizor. Și apoi, tata, mirosea. Ceacre, da. Pentru ceacre avem instalat la cheia franceză. Măi, oameni. Veniți! Riscul lumii de astăzi este să amestecăm lucrurile.
Asta e cea mai nenorocită situație. Amestecarea lui. Deci au vrut să facă la școală să le pună laptop pe masă copiilor de clasa 1 ca să învețe să scrie de mână. Deci, cam așa e și la divinizarea excesivă a banilor și a luptelor materiale în general e un obicei care ne îndepărtează de Hristos, de biserică. Cum să salvăm prin educație generația tânără? Deci, Doamne, stați așa să ne înțelegem. Asta cu îndrăcirea prin divinizarea banilor nu aparține unei generații, aparține unor generații. Și mi-e teamă că mai toți suntem în generațiile de, adică trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți. Nu, eu cred că putem să-i ajutăm învățându-i să cheltuiască corect. Da? Dacă am avut un canon de la un fel și l-am greșit, ce se poate întâmpla? Îl face copa. Ce să ajutăm un canon făcut greșit? S-o zic, să zic, e 22, grijă mare că ați avut unul din zonă care dădea canonul, nu le-a putut duce până în zilele noastre. În primul rând, canonul nu-i la număr. E la inimă. Nu e de acolo 40 de citeri. Păi unde asta mă lăsează? Venea la mine că, băi, te-am trimis părinte cu vios? Doamne, că erau vios, au și dat la televizor. Cu vios, cu tare, că a zis să facem 40 de masuri. Doamne, eu fac unul și din evlavie pentru el îl las să le facă mărate 39 ori. Că n-am omorât-o pe mama, Doamne. 40 de masuri. 80 de ore de masă după lună. Adică, se plictisește Hristos de noi, dar zice, iar mă trebuie să no. Și per ce? Să-i meargă afacerile. Și copă Hristos, cu stă la mapă, are grăbește de care copii bornat de zi, dar mor aia în Siria. Mă, ce încă nu ți-a ieșit afacerea cu grece? Ha, grăbește? Nu luăm de Hristos pe de prost. Vă rog, evitați. Dar trebuie să fie frică enoriașul să poată discuție cu preotul care îl judecă, vorbește, pinte, că face chiar în public pentru a nu-l blestema pe cel în cauză. Doamne, să știți că pupii n-au cum să blesteme. La noi, când dăm să zicem blestem, sau de piiip, Jesus, care e șeful nostru, direct, are acolo un butonaj. Și de fiecare dată când vede că popa zice că e o prostie, de peste limbă. De-aia ne vedeți că suntem tot timpul în fața lui. Fiți cuminți și încercați să nu puneți în cărca părintele lucruri pe care doar le bănuiți. Dacă vreți să vă bine, aseară a citit și un lucru deștept la fericitul Augustin. Pot să zic? Am băi? Zice că, băi, dacă ești supărat că unul te urăște și e rău, îți face rău, tu fă-i bine ca să nu fie doi care fac rău. Ha? Te pune? De Romani, cineva a crezut că va prinde nepregătit cu Scriptura. Vă roagă să citim Romani 19, da, vă rugăm, deci 13, pardon, 9, 14, asta de dacă interesează pe toată lumea. Deci Romani 13, 9, 14, a zis că n-a înțeles. Pentru că poruncile să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești și orice altă poruncă, ar mai fi se cuprind în acest cuvânt, să iubești pe aproape de tău ca pe tine însuți. Iubirea nu face rău aproape. Iubirea este, deci, împlinirea legii. A, dar iubirea asta despre care vorbește Hristos. Iubirea în care nu săvârșești adulte, iubirea în care nu ucizi, nu furi, nu mărturisești strâmb și nu poftești. Aceasta iubire e cea despre care vorbește Hristos. Nu când Gheorghe iubește pe Gheorghe și dă o lege în care împreună să fie un Gheorghe mai mare. Da? Că m-am săturat să le explic superintelectualilor noștri crescuți la formări excesive pe Facebook sau net, că iubirea despre care vorbesc unii nu se compară cu iubirea despre care vorbește Hristos. Eu nu vorbesc cu oamenii de la botez, eu vorbesc cu copiilor. Doamne, zâmbesc ea de mă topesc. Am avut acum sâmbătă a terminat. Îmi zâmbea la timpul sâmbătă că eu vorbeam cu el. Eu nu văd nimic la botez. Nu văd decât copilul, Evanghelia și Cristenița, atât. Îmi spune câte o băite, dar n-a spus, ce să vezi, nu nene, că eu sunt facul ăla mic. Ăla că nu zâmbește, mă nenorocit, supărat o zi. Sau că, dar tu m-a rugat bine. Sau n-am avut copii, poate foarte rare excepții, nici măcar copiii mei n-au plâns când au fost în brațele mele.
Am făcut ceva de fonii, că pleacă de undeva de aici cu pieptul, așa și nu. Când le vorbesc copiii și am stat cu copii grav, doamne, și la cununie trebuie să fim atenți ce sunt și nu cât sunt și fereastră Dumnezeu să cadă bombe peste noi în cât timp am face cununie. Dacă ați văzut lista de Schindler și vă recomand dacă n-ați văzut-o, uitați-vă mai des la filmele. Dar veți vedea că acolo, nefiind rabin, o rabiniță e cu mână, repede, repede, iubirea aceeași. Iubirea aceeași. Cei doi când se pupă zic amin la slujba popii. Dar popa nu poate spune nimic fără pupăciunea lui. Îmi pare rău. Că de-aia nu mă zi nouă plos, că înainte cununam pământurile. Sfânta Ana, cuvios, Ion, ocotitorii. Da? Asta de intrigă pe doamna profesoară de limba română, că Baltacu și Ion sunt secătuitoare pentru... Serios? Harry Potter de mâine la română. Cum o scris? Da, asta nu e de la mine, de la domnul Altor. Ce să le predai copii? Abia eu nu vei mai învăța limba română. Mă mir că nu învățam engleză și la română. Nu? Că facem o cocioială, un training, un team building. Unde te duci? Cum ai ce copilul că mere, mere la o band? Mere la team building. Da? Ce părere aveți despre statul român care copilor bolnavi, autisti, nu? Și alții care după îngrinea vârstei după 25 de ani nu mai sunt primiți în școli speciale, unde zilnic desfășoară diverse. Eu v-am spus, eu am o problemă majoră, eu, decât să vorbesc mai bine fac. Eu pe copiii de genul acesta am ajutat, i-am implicat, m-am săturat să vorbesc împotriva unui stat, care oricum ne ia pielea de pe care dacă suntem atenți. La copiii cu sindrom Down, mi se pare relevant ce se întâmplă în ultima vreme în România, acolo unde oamenii încearcă să-și pună copiii pe latură sportivă, pe latura care unde iau pe la copiii cu sindrom Down, toți au câte ceva în care se pricep mai bine, ca și la autiști. Eu n-am văzut autist bătut în cap niciodată. Trebuie să-i găsești locul în care el se echilibrează. Poate vreau să spun, noi îi vedem pe toți după cum ne-au spus la televizor. Copiii, fiecare copil are statusul său și îngerului păzitor care îți descoperă ce ai de făcut cu el. Dar noi nu vorbim cu îngerului păzitor. Noi vorbim între noi, facem niște seminarii. Am făcut eu un curs de formare specială pentru cum să tratez cu persoane cu dizabilități. Și au întrebat cu persoanele hello, ai fost vreodată într-un centru unde sunt copii cu autism? Păi nu. Despre ce vorbim atunci? Ce vorbim de teoretice? Ei, atunci, să ne întoarcem. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să construim neapărat școli, cât spații de siguranță pentru copiii aceștia unde să nu fie omilită nici mama, nici tata, nici copilul când merg să stea împreună. Eu zic că asta e datoria primară a bisericii noastre, a comunităților. Nu sunt dacă trebuie să facă asta.